Din pușcărie la primărie, primarul ales al municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, a părăsit azi penitenciarul Gherla. Acesta a fost adus la primărie sub escortă, iar după ce a depus jurământul, s-a întors în arest. Peste 100 de băimăreni, majoritatea pensionari, s-au adunat în fața primăriei pentru a-și susține alesul, dar au plecat dezamăgiți pentru că nu au apucat să-l vadă nici măcar pentru o clipă. Aproximativ 150 de băimăreni au protestat astăzi în fața primăriei, unde edilul ales al municipiului urma să își depună jurământul. Oamenii, majoritatea pensionari, au cerut să își vadă primarul și au scandat mesaje de susținere. Cherecheș, nu uita, Baia Mare e a ta, sau libertate pentru primar. La mai bine de o lună de când a fost reales în funcția de primar, cu peste 70% din voturi, Cătălin Cherecheș a depus astăzi jurământul pentru noul mandat. Primarul ales a sosit la primărie sub escortă, cu puțin timp înainte de începerea ceremoniei de depunere a jurământului. La aceasta au participat 18 din cei 22 de consilieri locali, președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, vicepreședinții Consiliului Județean, Doru Dăncuș și Lucian Morar, arhiepiscopul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Iustin Sigheteanul, precum și un reprezentant din partea cultului romano-catolic. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce îmi stă în putere și în pricepere pentru bunăstarea locuitorilor municipiului Baia Mare. Imediat după depunerea jurământului, la fel de discret cum a fost adus, edilul a fost escortat la penitenciarul Gherla, acolo unde este închis de aproape 3 luni, dar nu înainte de a transmite un mesaj băimărenilor. Am venit astăzi acasă pentru ca în fața băimărenilor să depun cu onoare și cu demnitate acest jurământ pentru binele băimărenilor și pentru binele acestui oraș. Doresc să le mulțumesc oamenilor din acest oraș pentru că mi-au fost alături și pentru că sunt alături. Cătălin Cherecheș a fost reținut la sfârșitul lunii aprilie pentru luare de mită în formă continuată. În ciuda acestui fapt, la alegerile din 5 iunie, el a fost reales în funcția de primar cu peste 70% din voturi. Dacă va fi condamnat, Cherecheș își va pierde mandatul de primar.